Viața ei se confundă cu jazzul și este singura interpretă de naționalitate română pe care o regăsești în paginile publicațiilor The Great American Popular Singers sau Enciclopedia Jazzului. Este Aura Urzicianu, născută în 1946 în București. Legătura ei cu muzica a început de vreme, când avea doar 5 ani. Atunci a început să studieze vioara cu tatăl său, Nelu Urzicianu, violonist al Orchestrei Sinfonice a Radiodifuziunii Române și profesor de vioară. Debutează în 1959 la Radiodifuziunea Română cu piesa Vreau să cânt și eu la televizor. La 16 ani, calitățile vocale cu totul remarcabile aveau să îi traseze cariera de mai târziu. Și tot atunci, în primăvara anului 1962, este distribuită în spectacolul Jazz, 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 prezentat la Teatrul Evreiesc de Stat. Este primul ei spectacol, în care apare alături de renumitul Johnny Răducanu, pe atunci contrabasist, iar în 1965, pe scena sălii Palatului, interpretează două numere dintr-un spectacol de revistă al Teatrului Satiric muzical Constantin Tănase. Trei ani mai târziu primește premiul al doilea la festivalul de la Mamaia. În același an concertează în țară, în Uniunea Sovietică, apoi în Israel. Urmează încă un turneu în Germania. Acolo, un producător muzical de la CBS îi oferă un contract pentru televiziune și pentru un show la radio. Aura Urzicianu semnează și ajunge în Canada. Era anul 1969. În următorii 2 ani, împreună cu un grup de muzicieni, interpretează piese în engleză, franceză, italiană, spaniolă și portugheză în cadrul emisiunii Music of Our People, difuzate la CBS Canada. Se întoarce în țară în 1971 și reprezintă România, alături de Aurelian Andreescu și Mihaela Mihai, la Festivalul Internațional de la Knokke din Belgia. Juriul este impresionat și obține 10 la toate probele. Astfel, România câștigă Marele Premiu și Cupa Europei. Aura Urzicianu este numită cântăreața festivalului și primește premiul presei. Se întoarce în Canada, unde calitățile ei vocale neobișnuite sunt remarcate de Duke Ellington. Debutează internațional pe scena de la Carnegie Hall, New York, alături de formația acestuia în cadrul festivalului Newport Jazz Festival. Critica o elogiază, este considerată unicat și o voce fără egal în America. Urmează spectacole alături de nume celebre, cântăreața Ella Fitzgerald, pianiștii Bill Evans, Ahmad Jamal și Hank Jones, trompetiștii Dizzy Gillespie și Ted Jones, saxofonistul Paul Desmond, chitaristul Joe Pass și bateristul Mel Lewis. Devine un nume consacrat în jazz și are turnee în întreaga lume, Australia, Brazilia, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și face parte din juriile unor renumite concursuri internaționale desfășurate la New York și Toronto. Cariera ei continuă, iar în anii 80 creează un nou format de concerte, Aura Urzicianu, cu format trio, quintet personal și format simfonic pentru fiecare țară și oraș din turneele pe care avea să le întreprindă. Schimbarea regimului comunist o readuce pe Aura Urzicianu în țară. După 1989 rămâne aici și pentru că înțelege foarte bine noile probleme și greutăți, organizează două concerte de binefacere pentru copii orfani, persoane cu dizabilități și bătrâni. Iar în 2004 este invitată și acceptă să facă parte din juriul Festivalului Cerbul de Aur de la Brașov, pe scena căruia susține un recital. Iubește muzica, iubește România și înființează la București fundația care îi poartă numele și care urmărește promovarea culturii românești în lume. Organizează audiții muzicale gratuite și lecții de canto pentru începători, avansați și profesioniști. Cea care a înregistrat în Radio Televiziunea Română 48 de compoziții proprii de muzică ușoară și care a imprimat peste 10 albume în țară și în străinătate, a ales să celebreze 45 de ani de carieră acasă, iar în decembrie 2005 susține un concert cu participare internațională. Trecând de la muzică ușoară la jazz și de la jazz la folclor, stilul cântăreței a fost cel mai bine caracterizat de criticul muzical Mihai Berindei. Influențată inițial de Ella Fitzgerald, dispunând de o voce clară, o întindere neobișnuită în acut, Aura Urzicianu interpretează temele lirice cu multă sensibilitate, iar piesele ritmate de jazz cu înțelegere autentică a genului. Cântăreață autentică de jazz de clasă internațională.